Salutare tuturor și bine v-am găsit la al 14-lea episod din Jos cu Meta. Astăzi, după cum se pare, vom juca Yasuo Junglă. Aveam de ales inițial între Yasuo Junglă sau Katarina Junglă, având în vedere că ați fost foarte mulți și ați dat like la un anumit comentariu și, după cum am spus, comentariile cu cele mai multe like-uri le voi lua în considerare să le pun în practică mult mai rapid. Meciul ăsta am luat Yasuo în loc de Katarina pentru că aveam deja Ziggs de carry, casa din mid lane și vreau să și AD top, dar apoi și-a luat Garen. Nu știu exact ce face, ok. Avem impresia că e AFK. Ce-au ei în echipă? Warwick, Trundle. Ok, deci au Mordekaiser, Blitzcrank, botlane. Trebuie să fie un meci destul de tare, cred eu. Și e posibil să facă invade. Voi începe la red, pentru că vreau să gankez top level 3 și după cum vedeți am 0.86 attack speed asta pentru că am full attack speed runes și da, băieții fac invade aparent, dar nu vin pe aici. Come on, trebuie să vină cineva în zona asta. Do it. Hai pe aici. Go trash. Do it. Să bag un punct în Q pentru că vreau să-mi iau tornada în caz că e ceva. Eu singur sunt bașa asta. Come on. Get him. Al meu? Nice. Hasaki. No, bine. Hai că am început destul de ok meciul. Să iau asta. Vreau să kitesc puțin, nu vreau să-mi iau prea mult damage. Și să încerc să-i dau Q-ul din tornadă fiecare dată când... Ok, la asta chiar nu mă așteptam. What the fuck? De ce ar face așa ce... Why would I smite my first camp? Fuck, who does that? Vreau să-mi păstrez smite-ul, să iau un leash cât mai bun de la botlane și a părut lupul de peste zi și mi-a dat smite. Cum o să fie foarte complicat să facem chestia asta fără leash, dar încercăm să ne descurcăm. Dar presupun că e un star mai greu și toată lumea trebuie să se descurce cu începuturile grele, corect. Nu vreau să dau smite nici pe ăsta, poate apare iar Warwick și dă smite. Fii cam trist. Fii foarte trist. Con Q aici, nice. Let's go, let's go, let's go. Level 2, ce contează să-mi iasă o junglă? Nice. Pentru cei care nu sunt, cei noi pe canal, ce n-au văzut foarte multe meciuri, toate meciurile sunt înregistrate ori în solo duo Q, în challenger, ori pe contul secundar, pe gameplay, ori în flex Q, pe contul principal. Meciul ăsta e registrat pe Flex la rang de, nu știu, Diamant 3 Master Tier și da, nu e normal game, nu joc meciuri normal game. For your information. Asta pentru că și în seara asta am avut o persoană și trebuie să stau să-i explic într-un mod foarte explicit că meciul nu e înregistrat în normal game. Să iau chestia asta și probabil să dau un full clear, din moment ce nu mă grăbește nimeni să fac gank-uri. Am mai avut un match cu Yasuo pe top lane, care a avut un succes destul de mare, spune. Adică au fost foarte multe like-uri, asta înseamnă că v-a plăcut și eu cum spuneam, dacă aveți o propunere în secțiunea comentariilor și aveți foarte multe like-uri la ea, acea propunere va lua în față pentru că asta înseamnă că și ceilalți abonați vor un match cu campionul respectiv. Și următoarea că am trebuit să joc Katarina junglă, însă nu prea mă încântă ideea. Pentru băiatul care îmi scrie la fiecare video să fac video Katarina. I noticed you. Am văzut, dar... Oh well. Nu prea îmi place noua Katarina, n-am foarte multe meciuri pe ea și... Probabil să dau doar golemul ăsta și să mă dau back. Să aștept să reseteze E-ul. Nice, acum o să mă dau back, nu pot să-i dau și pe ăștia. Ce să-mi iau din bază? E bine, probabil să-mi iau chestia aia de attack speed. Pentru că vreau să-mi folosesc auto attack-urile cât mai bine posibil. Și o să-mi iau boots plus un fincoar pe lângă. Suntem un Yasuo fericit, spune. E asta, asta. Și o să-mi iau chestia asta pentru a curăța ward-uri în caz că dăm de câteva. Sunt tare curios ce să-mi fac după Bloodraiser, adică am avea posibilitatea de merge pe Phantom Dancer pentru ceva crit și potențial de duel, dar ceva îmi spune că n-ar fi o idee prea rea să ne facem nici un Frozen Mallet pentru extra CC și... Hei, vin pe el, let's go, let's go, let's go, let's go. Hai, I'm going this way,
Sar cu asta? Da, o să sar cu asta și o să stăm pe el. Bag o poțiune. Ok, nu mă așteptam asta. Wow, cât damage! Bine, măcar a murit lupul. Oh my god. Dacă nu mă arăși pe Tranel, ar trebui să poată să nu moară în moment ce are red buff. Ok. Să mă prefac că n-am văzut asta. Dar eram și level 3, n-a fost o decizie prea înțeleaptă. Mai ales că amândoi au auto-reset cu acel Q. Dacă ce-ți aminte, în video cu Warwick v-am explicat că Warwick e exact ca Trundle cu Q și poate să-și dea auto-reset. Mi-am luat cam 400 de damage instant din două Q-uri. Și da, trebuie să dau flash, apoi am încercat să burstăm pe Warwick, dar n-am putut. Stau smite cum am de două stack-uri aproape. Ok, dacă vă place acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Ajută foarte mult la creșterea canalului și în principiu demonstrează mie că chiar v-a plăcut. Și da, o să continui cu clear-ul. Poate facem level 6 după el, cred că e puțin probabil. Și noi probabil nu vom face, dar dacă reușim. N-ar fi rău să setăm ceva gank pe botlane. Ok, Ahri, laner. Nu că ar trebui să meargă în altă parte, dar în vedere că nu suntem foarte, avem foarte mult CC în echipă, e cam aiurea să jucăm versus Ahri. Dau chestia asta aici, mă trezesc cu lupul iar când iese din văzduh și ne fură red-ul. Ok, avem level 6, asta e bine, asta e un lucru bun în sfârșit. Ping acolo, să pun ping-ul meu aici. O pun defensiv și trebuie să am grijă la Warwick că vine din partea asta. Să nu-mi iau collapse de la Warwick plus Ahri. Pus un ward undeva pe aici. O să-l închid, poate reușim ceva pe Ahri. Dacă e posibil să ai, da, are ward. Altfel n-ar fi jucat atât de safe. Nu vreau să iau CS-ul, dar să ajung până la blue mai repede. Și probabil să-mi dau back să-mi iau Blood Razor după blue. Și am vrea să-l dau Lucas Adin totuși. Dacă dau blue Lucas Adin, cum e anti-mage, o să o distrugă pe Ahri. Bine, asta că vine să-l ia, dacă nu. Să aștept să mai iau un Q până. Ok, mergem și noi mid. Pa, Lucas Adin. Nice. Puteam să dau la Q-ul lui Thresh, cred, doar că n-am spamarul mai bad acolo. Și nu prea mă încântă ideea de a-i da dive-ul ăla. O să mă duc nici bot pentru că nu vreau să mă trezesc că mi-au prea mult damage din mace-ul ăla. Să mă dau pur și simplu bază să-mi iau chestia asta și mi-aș cam la boots al doilea item. Să vând asta. Ok, o să-mi fac Ninja Tabis doar pentru că au Trundle-ul ăla ce îmi dă foarte mult damage. Și Warwick de asemenea se bazează foarte mult pe auto-atacuri. Poate că Q-ul lui e magic damage, dar aplică și on-hit effects. Magic, magic, magic. Mă întreb dacă am făcut alegerea corectă cu Tabis, dar e ok. Probabil că nu, probabil ar fi fost mai bun Mercs, dar nici CC nu au foarte mult, adică ce au doar... Acolo puteam să dau rău. I-am făcut propria tornada. Bine. Și dacă nu am rău, probabil ar fi murit oricum Ziggs și m-aș fi găsit într-o situație mult mai neplăcută. Trebuie să aștept să încerce să-i dea dive și apoi să intru în ei. Nu prea vreau să dau follow la flea, oricum n-avem DM să-l omorâm.
Degeaba îi dau ulti dacă, dacă nu-l putem omorâ. Adică fără scop, pointless. Ok, a trebuit să plece de aici, o să piardă, o să moară. Și nu avem cum să ținem turnul 2, ne luăm dive. Cel mai probabil o să ne luăm dive aici. Sau o să moară trash. Da, o decizie foarte proastă. Și nu dau râu așa ceva. Nu avem iteme să-i batem pe toți trei. Plus că ne-am putea lua pur și simplu un pumn în fața de Blitzcrank și apoi ultimată de Warwick și aia e rip game. Cel mai multe ori e mai bine să nu mor decât să mori încercând să faci play-ul respectiv. Dacă aș fi fost mort, aș fi fost ieșit din match pentru 20 de secunde pentru ce? Ca să încerc o chestie, n-aș fi luat goldul ăsta, n-aș fi luat goldul de pe ăștia. Deci aș fi cam pierdut 300 gold pentru nimic. Plus că ar fi putut să farmeze Warwick în timpul ăsta. Mai mult. Probabil să meargă mid cu dragonul de morde. Dragonul morde. Da, dar nu prea avem wave clear, nu prea avem cum să-i oprim. E puțin ciudat. Nu înțeleg cum vrea să-l omor. Eu trebuie să dau smite, dar aștept să devină, să rămână mai low HP. Mai să dau smite-ul. Oricum a expirat, nu e chiar atât de rău. Vreau să dau rău pentru că ar putea să sară Warwick de oriunde și aș muri aiurea. Oricât de tentant ar fi. Let's go trash, hai că acum poate reușim ceva. No, nu, n-am cum să dau ulti doar cu trash pe Blitzcrank, pardon. Schimba așa e altceva. Well, altă treabă, altă viață. Și acum trebuie să am grijă la lup, care probabil o să mă alerge până în adâncurilor. Deci m-am speriat de... Ce m-am speriat de chestia asta? Cream că vine Warwick de sus. Da, merge destul de ok. De fapt nu, că ne pierde topul destul de grav. S-au făcut solo kill. Ok, nu e chiar atât de grav. Să iau ăsta plus 2. Da, gare, merg pe Phantom Dancer pentru că vreau să am potențial de 1v1 cu Warwick și cu Trundle. Am văzut că Trundle nu are... cum se numește? Nu are armură. Cred că pot să-l bat destul de ușor la 1v1. Și cel mai probabil după asta o să-mi iau ori chestia să fac 100% crit din Infinity Edge, ori voi merge direct pe Frozen Mallet. Eu unul mă pregătesc la flame din partea prietenilor sau oh, Speedy, am numai Yasuo la mine, Yasuo junglă la mine în meciuri. Mersi frumos. Și o să fiu acolo foarte, foarte liniștit cu un zâmbet pe buze zicând: "Nepă. Plăcerea e de partea mea." Stai, ce? De ce au chestia asta aici? Și zic să merge la split-uș, for some reason. Chiar nu înțeleg de ce. Nu a obținut nimic până acum și nici nu cred că o să obțină. O dată într-o parte mă așteptam să dea ăla cu hook-ul. O să dau mute-ul pentru că nu vreau să ne deconcentreze tipul ăsta cu Ziggs. Dar putem să facem ceva, să spamez râul. Go! Eu n-aveam cum să-ți iau lanterna oricum ar fi fost. Și-a activat R-ul ăsta, W-ul.
am putut să ne batem cu ei, dar trebuie să speriam mult prea tare pentru nimic. Chiar că trebuie să luăm turnul ăsta, dar nu pot să dau cu HP-ul. Asta nu pot să dau shutdown, adică trebuie să gândiți întotdeauna să muriți cât mai puțin, cum am spus și mai devreme. Oh my god, de ce n-am plecat prima? Să vină și Warwick după mine. Ok, next. A fost totul plănuit, adică am rămas acolo intenționat și Ianca asta va face ahri. Trebuie să mă dau back, dar vreau să nu vină lupul după mine. Lupul cel mare și rău. Dăm recall. Ce drag e asta? Ok, încă un dragon inutil. Vreau să spun încă un dragon de aer. Foarte, foarte util în anumite cazuri. Capa. Da, o să încerc să fac puțin split pe top, având în vedere că sunt extrem de strong și cât timp am red smite up, probabil o să-l distrug pe Trandall la 1v1. De fapt, nu chiar. Dacă vine cu ninja tabi, nu prea o să-l distrug la 1v1, dar dacă vine de sculți sau cu cizmele astea ruginite, o să bat destul de tare. Level 11 totuși are fervor. Vom vedea, vom vedea. Să văd cum merge un prim trade și apoi decid dacă îi dau all-in sau nu. Poate că e destul de bun și el în all-in-uri, ca să spun asta. Blizz cu Ordes în mid, Ahri e bot și Warwick ar putea să vină pe mine. Trebuie să am grijă. Ok, are red buff. Bine, cum spuneam, n-ai cum să-i dai 1v1 lui fucking Trandall. Detest campionul ăsta. Oricât de multe chestii ai dat, totuși ia healing. Plus că avea red-ul ăla care mi-a dat, cred că 500 damage. Numai din red. Jesus. Never again. Când am intrat în creep, vreau doar să încerc să-mi dau dash prin turn, dar am pierdut prea mult HP pentru asta. Să încerc să-l kitez. N-ai cum, e mult prea în față, mult prea head. Să pierd și red-ul pentru asta. Ia naiba. Dacă Kassadin face kill aici, totuși e destul de ok. Trebuie să fie în stare, nu are ăsta, nu are ulti. Nu are rost să merg la red pentru că Warwick tocmai l-a luat, l-a confiscat. Ca un șef ce e. Și trebuie să încercăm să ținem mid-ul ăsta. Jesus. Stai că tocmai mi-am luat Ignite din Neant. Și am mur... Ce m-a omorât de curiozitate? Deci Ignite 1. Charmul ăla de Ahri care nu trebuia să-l iau. Dar în principiu m-a omorât Morde din W, ultimată și Ignite. Acasena trebuie să dea în el care red și poate să-l încetinească, plus eu. A, trebuie să facă chiar, să fie chiar atât de agresiv. Să moară la oricum, sau nu? Ok, nice. Vreau doar să luăm turnuri, pentru că ei au foarte multe turnuri, având în vedere că au morde și a spama dragonia pe noi. Stai frate, stare Nashor, stai de-aia mi-a bucat așa mare. M-a lăsat lat. O să rămân cu chestia asta, nu o să-mi fac mallet încă. Și o să-mi fac mau altfel, o să iau mare rect în fiecare fight. Unde vedere că au foarte mult AP, nu strică un mau acolo. Problema e că dacă mă duc bot, posibil să vină băieții să curețe tot oiul ăsta, dar I'll take my chances. Tipul abia mi-a dat un W, care ar trebui să fie cel mai... Ok, sunt 3 aici. N-am nici ulti. Classic flash. Da, încercăm să ne menținem calmi. Și poate la un moment dat să compensăm pentru chestia asta. Erau 4 bot.
Doamne ferește. Nu am nimic magic mental ăsta pentru că chiar nu se mai poate. Iau mult prea mult damage din magic. Mai ales Mordeul ăla mă distruge total. Morde primul, please. Nice. Kassanin e destul de fed și el. Și Garen a pus... Dar are 7-2, e destul de fed. Dacă nu pierdem nici turnul top, posibil să-i dea dive Trundle, ar fi destul de stupid să nu facă. Dar fix cum ziceam. Dacă nu pot să-l bat eu, prins foarte bună. Stai, ăsta chiar crede că mă bat iar? Nice. Ce ne dea ping-uri? Chiar ne dea ping-uri de back. Fără ultima dată Trundle nu are nicio șansă asupra mea. Liga cu mine. Și trebuie să încerc să iau turnul pe top. Warwick Magic Damage, Blitz Magic, Ahri Magic. Cred că trebuia să-mi iau Hexrinker instant după ce am terminat pe Deo. A fost destul de stupid că am încercat să-mi fac malet. Însă eram destul de fed și aveam nevoie de un item să mă ajut să snowballe și mai tare. N-a fost neapărat greșit, adică îmi dă și ceva HP, dar mi-am prea mult Magic Damage. Ok, iar vin 3 pe mine. O să dea ulti. Grăsav. Dacă îl văd pe aici o să-mi... Ok, nu aici. Să am grijă să aștept un flay de trash mai bun ca să dau ulti pe mai multe persoane. Altfel nu, nici nu se merită să intre acolo. Cred că ne curăță Trundle pe toți acum. Sau nu? Nu mai am nici ulti. Nu știu ce să spun, mi-aș da back. Mă să-mi iau Hexrinker și cred că se descurcă și singur să ia turnul ăsta. Adică 3v1, 3v2. Nu prea se descurcă. Ok, cu siguranță se descurcă, însă n-aș fi fost de ajutor acolo. Nu mai aveam absolut nimic pe mine. O să mi-ajungă chestia aia și o să merg direct spre botside. Adică mi-ajunge Hexdrinker pentru MR deocamdată. Nu vreau să-mi fac full item. În schimb o să-mi iau, o să termin Frozen Mallet. Am nevoie de el ca să pot să-l kitez pe Warwick și pe Trundle. Trash cred că și moare și el acolo. Dacă vă place video, nu uitați să apăsați butonul de like. Aștept foarte mult la creșterea canalului și suntem aproape 7000 de oameni în... Într-o lună jumate, nici măcar atât, o lună și o săptămână. E posibil să dea Baron, dar Warwick e mid, așa că nu prea cred. I doubt it. Probabil o să încerce să ia iar chestia asta, dragonul, și să încerce să dea midul. Charge, ok, a scos ultima ta. Mă sperie cam rapid, aș spune. Ok, a dat flash, nice. N-avem cum să furăm. Nope, nu ne batem acolo. Pare nu prea le pasă de noi, tipilor. Și Ziggs ia 4 ore. Stai ce? Ok, am dat destul de mult damage acolo, spune. Ho-h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 o
gândise în totalitate situația și știam că așa așa va decurge, e totul scriptat. Capa. Cred că o să încerce să dă baronul, adică ar fi destul de stupid să nu fac au uita mai dragonul cu ei. Să încerc să-mi fac tornada. Ok, vreau să prind pe Ahri. Nu-mi da cu slow. Stai ce? Team? Rrr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 
Mare ulti. Okay, not the best mechanics, but ne descurcăm noi cumva. Sunt la bag, nu vreau să mă trezesc că vine Warwick sau Blitz să-mi dea one shot. Și da, în sfârșit avem gol de malet. O să aștept puțin în bază pentru că vreau să-mi iau chestia asta. Stai, unde? Pentru full crit, o să avem 100% crit după asta. Și asta înseamnă că fiecare autoatac al nostru sau Q va fi crit în mod direct. Și vom da extrem de mult damage. Nu-mi voi turna Infinity Edge totuși, sau depinde. Dacă mă dau back o să am gold de Infinity și anume 2800 o să-l iau, dacă o să am de sau 1950 o să-l iau. Și dacă mă dau back înainte să am gold pentru vreunul din itemele alea, o să-mi iau cel mai probabil un elixir. Ok, acum ne activăm. Încerc să urc spre top lane. Poate reușim să facem killer acolo, să luăm și baronul. Ar fi cel mai ok, cel mai bine. Wow, cât de mult HP și-a făcut, what the fuck. Nu mai am ulti. O să văd dacă au redoabil. Uitați cât de mult damage mi-a tipul ăla doar din ultima dată. What the f... Frisbee. Și nu-i de bine că Trundle l-a pușat atât de grav acolo. Am putut să dăm baronul, cred eu. Însă băieții mei s-au cum a retras. Și trebuie să merg cu ei. Eu Warwick era destul de low. Garen ar putut să-și dea recall, dar nu mai avea TP să vină la baron dacă era ceva. Trundle l-are up. Deci, da, e mai bine așa. Ar putea să dea coleas pe noi în timp ce făceam baronul și apoi să ne trezim că iau TP și o să fie 5 noi, nu am fi fost. Tipul ăsta cu Ziggs nu prea mă place, după cum puteți vedea. Și acolo nu vreau să dau ulti pe nimic altceva în afară de Ahri. Ok, o să-mi fac puțin vânt pe aici. Puțin Hasaki. Ok. Trebuie doar să-i kiteam. Nu e chiar atât de rău. Putea să fie mult mai rău de atât. Nu înțeleg cum a murit Casadino. Asta e baronul lor, cred. Doamne, aveau un GA, aveau două Guardian Angel-uri acolo. De-aia au câștigat fight-ul, adică doi dintre ei au murit și au revenit în fight. Da, e baronul lor. Acolo am prins ulti pe Ahri și trebuia să intru pentru că e unul din cei mai bun damage dealer ai lor. Ah. Și apoi m-au burstat, mi-a dat Warwick ultia, trebuie să ies cu flash-ul. Și da, cam atât. Probabil o să-mi iau Mau totuși, pentru că Mordekaiser dă mult prea mult damage cu build-ul ăla. Jesus. De asemenea, mă cam bate un gând să-mi vând Tabis pentru Mercs. Având în vedere că au atât de multe chestii. Da, cred că nu e rău să fac asta. Nu au de carry, deci nu am nevoie în principiu de Tabis. Să mă să-mi iau redu, cum nici noi nu avem mai de carry. Dacă le expiră baronul, a trebuit să câștigăm oricum. Fighter, ok, am urtă pe Ahri. Asta înseamnă că putem trage de timp, poate chiar să luăm dragonul. Dacă luăm noi dragonul și nu au ei acces, cred că încă vom fi în controlul meciului. Trebuie să stau pe ei să verific pe unde-i morde. Sincer, mă așteptam să iasă pe aici. Și Trundle face split în continuare. Adică ideea de push aici e atât de... Oh my god, iar l-au prins pe Ziggs. E atât de bad ideea de push acolo, pentru că nu ai niciun motiv să fii pe mid când spawnează dragonul și Yasuo-ul tău dă shove pe top pe bot lane. Acum o să lăsăm dragonul pentru că n-avem cum să-l apărăm. În același timp să apărăm și topul.
Și da, Ziggs-ul ăsta... Când te joci Ziggs-a de vrei să iei turnuri, vrei să joci la obiective, nu vrei să... Ok, era clonul lui Ziggs oricum. Și Trundle face 1v3. Yeah. Tra mai tras de timp, Blaze spira Baron buff-ul. Spawnează Ziggs, poate reușim să dăm stall la match până când mă spawnez și eu. Sper să reușim. Match destul de complicat și au foarte mulți tanci și până și top damage dealer-ul lor are 3000 HP aproape. Sper să nu mai prindă pe TPR. Live. One inhib. Necesare. Mi-am scris corect necesare, dar nu prea contează în momentul ăsta. Important să nu moară. Minus 50, n-am gold. A, n-ai bani. Șolan care GA, chiar dacă l-ar omorât, n-ar rezolva nimic. Ne-am pierdut main tank-ul. Posibil să dea end acum. Să-mi iau elixir, pentru că oricum dacă se termină meciul acum, nu are nicio relevanță dacă aveam 1000 gold pe mine sau mai puțin când s-a terminat. Era doar să dăm stall, să tragem de timp, să nu dea end. Motiv pentru care am vrut să-l las low pe Blitzcrank acolo. Ok, n-au dat end. Asta e bine. În sfârșit un lucru bun pentru echipa asta. Trebuie să strâng 200 gold neapărat pentru Mau. Și trebuie să încerc să dau cât mai mult damage în fighter pentru că sunt cam singurul DPS în momentul de față. Nu ne putem baza pe Zig și ca să din tocmai și-a luat Void, asta ar putea fi destul de big, ar putea fi destul de important. Nu cred că o să avem probleme în a pușa minionii și adică avem un wave clear destul de mare și putem să apărăm mai multe în același timp. Bine, oare știu că existi, nu e nevoie să-mi și demonstrez. Ah, mi-aș lua Mau, dar în același timp, dacă mi-au asta o să-mi crească critica. Damage-ul pe crite și na, o să aștept să-mi iau Infinity Edge. Trebuie să-mi iau Infinity Edge. Dacă le iau mult prea târziu, apoi nu o să, nu o să prea observe. Plus că MR extra am luat și din Merx, deci putem rezista așa. Sper doar să nu dea end până-mi iau eu. Până-mi iau eu chestiile alea. M-aș bate cu Ahri, sincer să fiu, dar poate să, dacă apare ăsta Warwick și eu mor 1v1 cu tipa asta, e cam foarte nașpa. Dar vreau să nu-mi iasă din partea asta, dar o iau în sus. Ok. Don't die, please. Senpai. Senpai. No. Ok, o să ținem două inhiburi deschise plus pe ăsta cel pe care îl pușează acum. Imposibil a spune unii dintre voi, dar cred că e posibil pentru că avem Ziggs și trebuie doar să apese EQ pe Wave. Dar în același timp trebuie să le ține și pe astea două. Ei, trebuie să ținem chestia. Dacă prinde Ziggs W pe chiar dacă se stule low, nu contează. Ok, n-au luat nici inhib, nu să-mi iau repede healing sau... Ah, nici știu unde trebuie să mergi mai degrabă în situații ca astea. Trebuie să ții minionii, chiar dacă slow. Sper doar să nu moare, adică nu înțeleg de ce se bat cu ei în afara bazei. Momentul ăsta e chiar inexplicabil. Și mi-am dat flash pentru că nu vreau să mă omoare tipul ăla cu Mordekaiser. Și sper să apuc să-mi dau recall sau de fapt să-mi iau iteme. Dacă-mi iau Infinity. Ok, avem Infinity. Nu prea mai avem turnuri sau bază sau orice altceva în jocul ăsta. În momentul ăsta trebuie să țin de bază ca la ochii din cap.
Dacă ne pică și turnul ăla e cam rip. 3 inhibitor down. Trebuie să reușim să-l burstăm pe Mordekaiser. Dacă am fi avut una de carry, poate că am fi putut să câștigăm, adică am fi avut o sursă stabilă de DPS de la distanță, însă da, s-a cam simțit efectul. Atunci când ai Ziggs în echipă, trebuie să te concentrezi pe a bloca mai multe turnuri early și să ai un impact mai mare în joc. În schimb, well, ați văzut și voi. Asta a fost meciul cu Yasuo Jungle, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Bye!